Avocatul poporului îi cere președintelui Klaus Iohannis să declare starea de urgență în contextul pandemiei de coronavirus. Avocatul poporului, în calitate de garant constituțional al drepturilor și libertăților fundamentale, luând act de măsurile administrative adoptate în ultimele zile în acțiunea de combatere a răspândirii virusului COVID-19, solicită președintelui României să declare starea de urgență, iar Parlamentul României să o încuviințeze, în conformitate cu articolul 93 din Constituția României. Avocatul poporului mai precizează că nu se pune în discuție oportunitatea măsurilor luate până acum, precum și necesitatea restrângerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu să se întâmple așa cum prevede legea fundamentală în cazul situațiilor excepționale. Acestea sunt exigențele statului de drept, în care restrângerea unor drepturi și libertăți nu poate fi făcută decât în condițiile articolului 53 din Constituția României. România are legislație în materie, iar prevederile acestui act normativ trebuie respectate întocmai. A conchis instituția condusă de Renate Weber.